Bă, am văzut că ai și acolo o cățelușă mică. Băi, ei, vedem, are doi... că ai venit pe aici. Da. Vreau să transmit un mesaj celor care se uită la noi în felul următor. Am o cățea, cățelușă, de asta de talie foarte mică. Am crescut-o cu drag și mi-e drag de ea. Și tot am ferit-o când intra, când venea ciclul de căldură. Ceva mi-a scăpat de data asta, n-am fost eu vigilent, înțelegi? Așa. S-a cățelit cățeaua. Așa, da. Cățelindu-se. I-am făcut, hai spre ea, să vedem. I-am făcut o injecție de asta de tip anticoncepțional, să nu mai ia. Treaba e că i-am făcut-o, cred că, de prea devreme. Și tot acolo câțiva spermatozoi și-au atins ținta, înțelegi? Uh-huh. Bă, și-a rămas și-a fătat doi căței, un mascul și o femelă. Acum mie mi-a fost milă să-i arunc sau că nu-i aveam interes. Vreau să-i dau cui e interesat, înțelegi? Vrei să-i dai cui vrea să-i adopte. Dacă vrea, vede, uite, poți să-i filmezi aici. Uite, asta e un băiețel și o fetiță. Hai, tata, hai. Hai. Asta e cățeaua care a făcut prostii și s-a încurcat pe aici. Am băgat-o sub o remorcă. Ia, ții. Hai la tata. Foarte inteligent. Știi care e chestia? Uite, asta e fetița. Înțelegi? Uite. Da. Și ăla e un băiat care e foarte șmecher. S-a băgat sub o remorcă, să nu-l prind. Uite-l. Îi dau cui vrea să ia să îngrijească, nu așa doar să iei, așa. Îi dau cu cea mai mare plăcere, că oricum pe măsa vreau să o castrez acum. Am găsit un veterinar undeva într-o comună apropiată și mă duc să o castrez. Aha. Dau 2-3 milioane cât o fi și o castrez, dar nu mai stau că în fată căței, că mi-e ură naibii de, înțelegi? N-am timp, dă-i, da. După când intră cățea, asta stă mai mult liberă pe aici, înțelegi? Da, da, da. Și vreau să îi dau, cine e interesat? Le pui numărul meu de telefon acolo, să ia, să înțelegi, să-i crească, să se bucure de ei, înțelegi? Da, 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 jenică. Da, da. Da, ei sunt frumoși așa, eu n-am un să-i aș lua și eu unul, dar nu mai am un să-l țin. Da, e, bă, pentru cine vrea, asta e un mesaj așa, cine vrea să ia un cățel să-l crească, îi dau cu cea mai mare plăcere. Dacă, nu știu, găsim o soluție să îl ia. Da, 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 ok, înțelegi? Ok. Da. Jenică, dar Murad, ce mai face, mă? Murad, cum mai e? Uite la cia. Murad e un golan. E golan, iau. Da. Ia uite. Se bucur, mă, că te vede. Iau. Da. E frumos. O duce bine, dar tot Murad. Ia uite. O duce o bine, de flori, de vie, de... Are da. Ultime. Bă, zici că faci box cu el, ia uite. Gata. Zici că faci box. Gata. Da, foarte, foarte, băi, un câine foarte sensibil, așa, foarte atașat de... Uite, tu acum mă filmezi, știi? Da. Dar tu dacă ai venit să dai mine... Ar sări pe mine. Ar sări să te muște, știi ce? Știi cum... Cred, cred. Dar nu vin că mi-e cam târșă de el așa. Stai acolo, că ai un copil de crescut, pane. Bă, foarte, foarte reușit a fost, Peter, așa că animalii e jos pălărie. Da, da, e reușit. Uite, cap frumos, da. Musculatură. Da, jenică. Uite, măresc acum țarcul ăsta până încolo. Aha. Și pentru el și pentru aduc aici mii berbeci, înțeles, că le dau drumul să aibă deci până faci acolo. Țarc până bă, mai departe. Bă, un special numai pentru animale, înțeleg, pentru confortul. Unde? Lor. Toată suprafața asta da, care da, e aici? Da, da, da. Deci până oh, unde oh. Vezi tu, acolo am erâul Ialomița. Da? Și e un drum care duce spre pădure, spre niște diferite, sunt niște vii pârlogite, deci o zonă foarte... Noi am mai prezentat pe acolo când am dus pe Murad da, în Lucerna, da, 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 înțeleg? Mai de mult atunci. Dar e da. O zonă, zici că e, nu știu, Noua Zeelandă, așa e de frumos, înțelegi? Poate o să mai... Stai cu mine. Înțelegi? Da, da, da.